Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al ghimbirului. Ghimbirul este o plantă originară din Asia, ce face parte din familia Zingiberaceae. Este o rudă apropiată a cardamonului și a curcumei. Cunoscut de peste 2000 de ani, ghimbirul este apreciat în principal ca și mirodenie provenită din bucătăria tradițională indiană, folosit în prezent în toată lumea pentru condimentarea mâncărurilor cu aroma sa intensă, înțepătoare și iute. Rădăcinile de ghimbir erau apreciate și pentru proprietățile tonifiante și stimulatoare asupra organismului. Chinezii au descoperit cu mult timp în urmă beneficiile curative ale ghimbirului și l-au introdus între principalele ingrediente pentru terapiile prin dietă, alături de sare, vin de orez, miere și oțetul de orez. Rizomii acestor plante au pătruns recent în țara noastră, însă sunt extrem de apreciate atât ca aromatizant cât și pentru proprietățile curative. Aceste plante iubesc căldura și umiditatea. În sol, rizomul dezvoltat are formă neregulată, tulpina ghimbirului fiind ramificată și crescând până la aproximativ un metru înălțime. Frunzele sunt lungi, lanceolate și au culoare verde intens. Florile cresc grupate asemeni unui ciorchine, sunt albe și sunt brăzdate cu dungi de culoare roșu intens. De la ghimbir, în scop terapeutic și aromatic, se folosesc rizomii noduroși, cărnoși, ramificați, de culoare alb-bej, cu o textură fibroasă. Rădăcina de ghimbir conține o multitudine de minerale și vitamine, printre care zinc, cupru, calciu, magneziu, potasiu, vitaminele C, D și B6. De asemenea, are în compoziție cantități impresionante de uleiuri esențiale, amidon, fenoli, reșini, mucilagii și gingerol. Preparatele terapeutice cu ghimbir pot fi utilizate pentru combaterea vărsăturilor, grețurilor, meteorismului, răului de mișcare sau de mare și pentru stimularea poftei de mâncare. Au proprietăți sudorifice, vasodilatatoare, revigorante, calmante și relaxante. Ghimbirul alungă starea de greață și starea de vomă. Datorită proprietăților sale, ghimbirul este folosit ca tonic digestiv și numeroase studii științifice au demonstrat o eficacitate reală a ghimbirului împotriva greții, stării de vomă, răului de mașină sau răului de mare. Curele cu preparate din ghimbir ajută la detoxifierea organismului. În curele detox se folosește ceaiul de ghimbir, dar și rădăcina proaspătă. Consumând zilnic puțin ghimbir, se îmbunătățește metabolismul, arderile celulare și ajută la eliminarea toxinelor prin transpirație. Preparatele cu ghimbir favorizează relaxarea musculară și nervoasă, mineralizează și vitaminizează organismul. De asemenea, ghimbirul îmbunătățește digestia și ajută la calmarea durerilor abdominale. Substanțele complexe și mucilagile din compoziția ghimbirului au efecte minunate asupra digestiei. De asemenea, favorizează și eliminarea gazelor intestinale. Preparatele naturiste cu ghimbir sunt eficiente în răceli. Ceaiurile și tincturile au proprietăți deosebite ce favorizează tratarea tulburărilor respiratorii, sunt utilizate cu succes în cazul astmului prin eliminarea mucozităților de la nivelul căilor bronșice și de asemenea este folosit sub formă de ceai pentru că grăbește vindecarea răcelilor, a sinuzitelor, a răgușelii, reducând febra și inflamațiile gâtului. Rădăcina de ghimbir ajută la echilibrarea circulației sanguine periferice deficitare, pentru că este un vasodilatator extrem de eficient cu acțiune rapidă și puternică. Ghimbirul restabilește pofta de viață în cazuri de depresie. Preparatele cu această plantă exotică sunt foarte apreciate de persoanele care suferă de depresie, astenie și alte afecțiuni nervoase. Ajută la detensionarea nervoasă și îmbunătățesc fluxul sanguin de la nivelul creierului. Ghimbirul este un antiinflamator puternic. Datorită unor compuși pe care îi conține, inhibă producerea de citochine, molecule care cauzează inflamațiile și, prin urmare, durerile.
cercetările au demonstrat că ghimbirul are aproape aceeași eficiență ca și ibuprofenul, însă fără a produce și reacțiile adverse ale acestuia din urmă. Ghimbirul se poate folosi terapeutic atât intern cât și extern, sub formă de infuzie, decoct, tinctură, cataplasme sau sub formă de pulbere. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de rădăcină proaspătă sau uscată ce se adaugă într-o cană de apă fierbinte. Infuzia din ghimbir are efecte deosebite împotriva grețurilor, se bea călduță și cu înghițituri mici, îndulcită cu puțină miere sau zeamă de lămâie, ori poate fi consumată simplă. Decoctul se prepară adăugând o bucățică de rădăcină de ghimbir în 300 de ml de apă clocotită. Preparatul se fierbe timp de 5 minute. Se poate folosi câte o cană pe zi, consumându-se înainte de masă. Decoctul are efecte deosebite asupra digestiei. Feliuțe din rădăcina proaspătă se pot mesteca pentru calmarea grețurilor sau stimularea poftei de mâncare. Tinctura din ghimbir este recomandată pentru tratarea reumatismului. O linguriță de tinctură de ghimbir se dizolvă în 100 ml de apă și se consumă de 3 ori pe zi. Sucul proaspăt din rizomii de ghimbir este eficient în calmarea crizelor de astm. Se poate prepara un suc din ghimbir amestecat cu suc de morcovi. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că folosirea ghimbirului în mod terapeutic este contraindicată persoanelor care suferă de ulcer gastric și duodenal. Utilizarea în exces poate provoca tulburări ale ritmului inimii și asupra sistemului nervos. Nu este indicat a se folosi de copii, iar femeile însărcinate pot consuma doze mici de ghimbir pentru calmarea grețurilor din primul trimestru de sarcină. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consume cu precauție tratamente naturiste cu ghimbir. Nu trebuie să consume astfel de preparate nici persoanele suferinde de diabet, calculi biliar și hemofilie.